La alegerile parlamentare din data de 24 februarie vor fi deschise 125 de secții de vot peste hotarele Republicii Moldova, asta însemnând cu 25 de secții de vot mai mult decât la alegerile prezidențiale din 2016. Potrivit unei decizii aprobată de guvernul de la Chișinău, 42 de secții de vot vor activa în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova și oficiilor consulare, restul fiind amenajate suplimentar în diferite locații. Cele mai multe secții de vot vor fi deschise în Italia, 29 la număr, România 12, Statele Unite ale Americii 12, dar și în Federația Rusă 11. Totodată în Franța vor fi deschise 7, Republica Portugheză 5, Regatul Spaniei 5, în Marea Britanie 4, Ucraina, Canada și Turcia câte 3, iar statul israelian 2. Potrivit Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Olianovski, la acest număr de secții de vot pentru diasporă s-a ajuns ținând cont de informațiile deținute de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova din țările de reședință, de datele statistice oficiale de rezultatele înregistrării prealabile a cetățenilor aflați în străinătate de numărul de alegători care au participat la scrutinul precedent. Anterior, mai mulți concurenți electorali din Republica Moldova i-au solicitat public guvernului de la Chișinău să deschidă mai multe secții de vot peste hotare pentru a evita cozile enorme înregistrate la scrutinul anterior.